Aici sus, oameni dragi, uitați-vă ce am făcut. Am făcut o treabă ca lupe aici. Am spart din tot dealul ăsta. Face ceva casă. Da, fain. El nu știe ce facem acolo. Pe nu-i ducea nimeni pita în sat. Trebuia să vin cu rainița în spate de la gară. Cu rainița în spate și cu două plăci să mâni. Așa, deci numai pe dulapurile astea am dat 17 milioane, banii vechi, adică 1700 de lei. 3000 de lei am dat pe tot de aici, numai pe lemn. Plus bolțarii care am adus ieri, 12 milioane, adică 1200 de lei. Deci am dat 42 de milioane pe tot. Așa ceva nu cred că ați văzut voi în viața voastră. E o premieră asta. Să vedem acum bunicul de 84 de ani în ciubări. Băi, eu să n-am făcut niciodată. Ați auzit? Hai! Neața, oameni buni, este a doua zi la căsuța de peste vale. Uitați aici pe nepoată cum umplă ciubărul. Ciubărul, de fapt așa se zice. Adaia nu pe afară, înăuntru. Bun, o lăsăm pe ea să umple ciubărul. Și vreau să vă arăt aici ce avem astăzi de făcut. Ieri am terminat cu materialele, toate le-am dus cu oamenii. N-am mai putut să filmăm ieri că am mai avut ceva treabă. S-a făcut repede întuneric. Dar ce am făcut ieri este faptul că am cosit aici puțin dealul acesta, foarte frumos. Și aici sus am făcut ceva foarte, foarte mult. Să vă arăt repede. Aici sus, oameni dragi, uitați-vă ce am făcut. Am făcut o treabă ca lupe aici. Am spart din tot dealul ăsta. Aseară am lucrat până la ora 1 noapte aici. Foarte, foarte mult. Deoarece aici o să vină ciubărul. Aici o să vină ciubărul și de aici o să te uiți așa în jos, către tot satul. Și nu are rost ce o să fie aici. Aici o să vină ciubărul frumos cu platforma. Da, avem acolo bolțarii, avem acolo materialele, mai vine azi lemnul și suntem cu Dacia aici. Deoarece Loganul este 4x4, merge, trage, nu avem probleme cu el. Aici este roaba. Aici vreau să vă arăt că ne-am cumpărat ieri două ternacoape noi nouțe. Ăsta cu tot cu bâtă. Și asta la fel, tot în acop cu bâtă de plastic. Așa. Ba, mi-o trebuie scule, deoarece o trebuie să lucrăm aici. Poate vocea mea o să sune așa mai recită, deoarece am băut rece ieri. Și da, în Austria acum plouă. Am auzit că m-a spus Alexandrina. Alexandrina nu e aici cu noi, din păcate. Și să sperăm că nu vine și aici ploaia, să ne oprească din lucru, deoarece trebuie să terminăm. Ne rugăm la Dumnezeu să oprească ploaia și să putem să terminăm ce am început. Nu mai vorbim prea mult, mă pus să mă îmbrac și trece de treabă. Până la urmă am început aici din nou la săpat, deoarece mai trebuia săpat acolo puțin. Mai retușez acolo cât trebuie. După aia aici trebuie făcut iar așa puțin mai adânc, cum e aici. Și trecem la treabă, deoarece nu vrem să se facă noapte și să terminăm cât de repede acest proiect. Haideți să începem! O veni și bunicul peste vale. Hai! Să ne ajute. Cu coasa, cu coasa? Coasa? Trebuie să tai, cât o să iau coasa. Bun, el nu aude, foarte încet aude, are aparat auditiv la ureche. Dar bun, uite aici sus, aici sus. Acolo ce faceți? Acolo lucrăm. Acolo lucrăm. Ha? Acolo lucrăm. Faceți ceva casă să lucrăm. Da, fain. El nu știe ce facem acolo. Hai sus. Hai că merg cu el acolo sus, iară ce trebuie să facem. Între timp au fost și mami focul la ciubăr, să pregătească pentru diseară, facem o băiță. Daia, ce faci acolo? Ia să joacă cu aia ei. Și eu mă duc sus să-l ajut pe Moș Manole. Haideți. Ce mai fac? Ia să mai fac. Ca am niște bătrâi. Mai poți lucra? Lucra tu. Tu mai poți lucra? Mai poți lucra? Eu mă trebuie să duc, cu badra până acolo să pun la rână, pe fost greu. Noaptea mă mâncă zgârșe, că am zgârșe din picioare dacă lucră mult. Tu singur? Așa că mai. Eu când am fost de brâța lui, eram rămâns la pensie la 55 ani. Așa că atunci era grupă. Așa trageam, că vineam, că nu ne ducea nimeni pita în sat. Trebuia să vin cu rainița în spate de la gară. Cu rainița în spate și cu două plăci să mâni. De la gura sada? La gura, de la gura sada? Da, bă, de la gura asta ne faceam cu 15 km pe jos, gândiți-vă. Pe jos, să era greu. În fiecare zi. Bun, oameni buni, îl lăsăm să mai ne ajute și el aici, cât poate. Peste o săptămână face 84 de ani și ne continuăm treaba aici la căsuța de peste vale. Hai. Și-a venit materialul. M-au făcut materialul.
Și a venit mega lemnul aici la noi, la căsuța de peste vale. A ajuns și lemnul și suntem foarte fericiți că au ajuns tot materialul. Ieri au ajuns bolțarii, cimentul, fierul și astăzi au ajuns lemnul. Îi mulțumim la Dumnezeu pentru toate. Începem acum să descărcăm lemnul și după vedem ce mai facem. Haideți. Și a plecat omul. Acum pleacă și tata cu Dacia. Atât a fost. Am descărcat toate materialele. Acum coboară cu Dacia și cu furgoneta. Sănătate multă vă dorim domnului de la Mega Lemn. Mulțumim și Doamne ajută. Atât a fost. Bun. Aici vreau să vă arăt că am adus niște plăci de USB, 4 groase și 1, 2, 3, 4, 5, vreo 4 groase și vreo 5-6 de așa subțiri, așa. Și aici avem 6 grinzi 12x10, așa, și după avem aici 5 grinzi 8x10, așa. Deci așa sunt toate grinzile, plus niște dulapuri de așa, așa, direct făcute toate, uitați aici, cum arată geluite, frumos, tot ce trebuie, făcute 20 de bucăți, așa, deci numai pe dulapurile astea, am dat 17 milioane banii vechi, adică 1700 de lei. Și pe toată marfa asta de aici am dat 30 de milioane. Deci în banii noi 3000 de lei am dat pe tot de aici, numai pe lemn. 3000 de lei plus bolțarii care am adus ieri, 12 milioane, adică 1200 de lei. Deci am dat 42 de milioane pe tot. Adică 4200 de lei am dat pe tot, pe tot, pe tot de aici. Da, cam atât costă materialele pentru scena care vine să o facem acolo. Cam atât costă. Cam atât a costat, 42 de milioane, 4200 de lei și ceva, și acolo câțiva lei. Da, aproape 1000 de euro, dar asta e, îi mult, dar ciuvărul îi mai mult, undeva la 4000 de euro. Și nu ne jucăm, că nu se merită să ne batem joc de el, deoarece am dat foarte mulți bani pe el și ne batem joc de munca noastră, știți? Așa că nu mai stăm prea mult, verificăm focul să vedem dacă arde aici. Arde acolo, nu știu dacă se vede pe cameră, s-a burit de la cum. Așa, am închis capacul, apa se încălzește, să vedem că e călduță, încă e rece. Și aștele lăsăm aici materialele, aici rămân și ne continuăm acolo treaba, deoarece trebuie să facem 30 de gropi, trebuie să facem acolo, oameni buni, cu bolțari, 30 de stâlpi de susținere trebuie să facem acolo. E foarte mult de lucru, nu vreau să vă spun mai multe, așa că las video să vorbească și ne continuăm treaba aici la casa de peste vale. Uitați acolo bunicul de 84 de ani cum lucrează. Face cu coasa la 84 de ani bunicul. Uitați acolo. Respect, uitați acolo cât o tăiat. Și mai trebuie și aici să taie și nu se dă bătut la 84 de ani, gândiți-vă. Voi puteți să faceți ce face el. Respect. Uitați acolo cum lucrează. Dumnezeu să binecuvânteze pe bunicul nostru. Îl lăsăm acolo să termine, că mare aici, și eu îl ajut acolo pe tata să terminăm treaba. Haide. Vreau să vă spun că nu mai putem, suntem distruși. Cam atât am săpat în pământ, uitați aici, 1,20 m lungime și cam 90 cm adâncime. Bun. Între timp lăm rigla asta de lemn, o punem aici pe jos, lăm bolobocul, punem bolobocul pe ea și vedem cât de drept e. Deoarece în scurt timp trebuie să facem gropile și să punem pironia de beton. Și să înaintăm aici cu terasa asta, că avem foarte mult de lucru. Și între timp, aici la căsuța de peste vale s-a întâmplat o minune, un miracol foarte mare, deoarece am pus bolobocul și nu venirea să credem că noi făcurăm aici ceva cu ochii, ceva incredibil de imposibil. Noi făcurăm tot platforma asta, am făcut-o dreaptă la boloboc, aproape dreaptă, dar nu ne vine să credem că noi avem ochi de meseriaș. Nici nu mai avem nevoie de boloboc, dragi prieteni, uitați aici. Deci aici ai făcut tot la boloboc, mai trebuie puțin acolo, deșit puțin pământul și e un lucru ce trebuie aici. Oricum, când o să fie gata, nici nu vreau să vă povestesc ce priveliște o să avem aici și cum o să arate. Hai să punem și invers așa și să vedem cine de la boloboc. Și dragilor, am mutat lemnul în partea asta. Și am pus bolobocul mai înainte, dar nu ne vine să credem. Acum punem din nou bolobocul aici, doar să vă demonstrăm. Eu cred că e acceptabil. Că ceea ce e aici este adevărat. Uitați-vă acolo, aici e mai bine ca dincolo. Aproape acceptabil. Uitați-vă aici. Deci perfect ce acceptabil, uitați-vă aici. Deci gândiți-vă ce am putut să facem aici cu ochii noștri. Deci nu fără boloboc, fără nimic. Doamne ferește, nici nu vine să cred. Mai avem aici ceva dealul ăsta așa puțin taluzat. Dealul ăsta așa puțin pierdut și
Richard. Cam atât ai? Hai de la masă să servim. Facem pauză? Da, hai de bun. După începem cu pironii de... Pironii. Bolțarii de beton. Hai. Începem cu bolțarii și acolo e munca adevărată. Bun. Facem o mică pauză și revenim. Între timp am terminat pauza, am mâncat bine. Acum am acoperit repede lemnele deoarece a picurat puțin, dar mai înainte a fulgerat și luăm și bucățile așa de USB, le ducem acolo și încercăm să vedem dacă puteți să ne continuăm treaba acolo sus. Haideți! Gata, dragi prieteni, la urma reușit, le-am pus toate aici. Uitați-le aici, și ciuburi l-am acoperit repede. Adaia, vină înăuntru că plouă. Mai trebuie să adună repede sculele de sus și cam atâta. Uitați-vă la mine ce uzi de la ploaie. Tolioarcă și pe mână, nu știu cât de bine se vede. Mă duc repede să iau o bluză și după a fug repede acolo sus să adun sculele. Și dragilor, a trecut ploaia. Acum am dat mai înainte capacul jos de pe ciubăr și mama merge cu bunicul acolo să-l bage pentru prima dată în ciubăr. Niciodată în viața lui nu a fost într-un ciubăr. La vârsta de 84 de ani, face într-o săptămână 84 de ani. Așa ceva nu cred că ați văzut voi în viața voastră, e o premieră asta. Să vedem acum bunicul de 84 de ani în ciubăr. Așa ceva nu s-a văzut niciodată aici în istoria satului. Bunicul se bagă în ciubăr. Aha. La 84 de ani. Mă pun repede să mestec apa și să... Eu spală de acolo. Eee, să bagă în ciubăr. Să băgă în ciubăr. Să băgă cu toți în ciubăr. E așa și n-am mai văzut. Bunicul de 84 de ani s-a băgat în ciubăr. N-am mai văzut așa ceva. Cald de ta. Hai, bagă-te cu taică-tu în ciubăr. Hai că vine și nepotul. Trei generații de oameni să bage aici în ciubăr. Bunicul, tata și fiul să bage. Trei generații de oameni să bage aici în ciubăr. Bă, dar e fiartă rău, mă. Vezi că a trecut de 50 de grade. Are 60 de grade apa. E foarte caldă, mă. E foarte cald, da. Trebuie două să amestec un pic. E foarte cald. Hai, intră și tu să vedem dacă rezisti. Stai. Nu, cum e? Uite că s-a băgat ciubăr. Cum e? Îți place? E bună. Oh, uitați-l acolo pe bunicul în ciubăr. Suntem la baie, facem baie. Mulțumim domnului. Băi, eu să n-am făcut niciodată. Ați auzit? Hai. El te călău să-ți duce noapte, te însoțește. Dar acum are peste 50, are peste maxim. Amin. Amin, amin. Ați auzit pe bunicul cum a cântat? Uitați aici, are peste 40 de grade, 50. E bun, se bucură. Lasă-mă, așa ceva n-a făcut în viața lui. Alții dau bani grei, oameni buni, și nu fac ce face el. Cum îi? E bun? Cum îi? Mai cânt ceva. Cântă, nu? Un singur dor mai am să iei, acesta-i de-o sluji mereu, lui Dumnezeu cel bun și sfânt, când vom trăi pe acest pământ, lui Dumnezeu cel sfânt și sfânt, cât vom trăi pe acest pământ, o Dumnezeule cireiesc. Tu știi prea bine ce doresc, tu știi că eu doresc să-ți cânt, cât vom trăi pe acest pământ, iar din lume când vom pleca, o Doamne, eu te-aș mai ruga să mă învrei nece să-ți cânt. Și apoi în ceriul tău preasfânt. Amin! Amin, amin! Haideți că intru și eu în ciubăr cu bunul și cu părinții și vă filmez de acolo. M-am băgat și eu în ciubăr aici cu nepoata. Adai, ai grijă! Ne jucăm aici cu mingile. Aici în ciubăr. Adai, acum măi! Îți place cu mingile? Îți place cu mingea? Îți place cu mingea aici? Bă, și cu mingea aici. Hai te trupesc, hai că te trupesc eu pe tine. Hai că te trupesc. Bă, da. Îi place de mâna mai aici, așa, focul arde. Bunicul aici cu mine. Așteptăm părinți că au plecat să facă niște cafea. Bă, ce-i place. Place mult la Daia în ciubăr.
Ia stai aici cu picioarele pe scaun, că acolo în mijloc e adânc între ea. Trebuie să-i cumpărăm de alea, cum se cheamă, nu știu cum se cheamă în română. Știu numai grec cum se cheamă. Brasachia de alea de mână. Și după aceea să nate pe aici, da. Să nate și pe aici, da. Da, îți place la apă? Îți place la apă? A, uitați. Uitați cum vine mama cu cafeluța. Asta e cafeluță de aia grecească, frape. Uite tare, uite. Uite frișca. A, așa, da, uitați aici și cu bunicul. Lasă aici. Așa, place. Aha, da. E bun? Hai să gustăm. Să degustăm, să vedem cum e. Hai să vedem cum e. Uai, ce bună e. Așa da, ca fi azi, că e înghețată. El mănâncă frișca goală, că îi place frișca. Bunicul iubitor de înghețată. Măi, tu nu mai stropii, măi, tu nu mai stropii aici, mă. Te la bunii, joacă-te cu bunii, du-te, fugi. Îi place să joacă cu migile, mami, joacă-te cu migile. Uite, unde vine voi? Vine înapoi, hai. Îi place. Îi place, îi place. Care se treabă? El nu bea cu paie, bea direct cu gura. Așa, așa, no, acum. I-a arătat mama cum să bea. Cu paie, e bun, e bun? Ne. Cam atât a fost și cu ciubărul. Ne-am relaxat aici, au plecat toți. Aici au rămas mingile lui Adaia. Cafeluțele care le-am but. Au fost foarte fain. Am mai pus pe foc să gălească apa. Nu știu dacă vedeți acolo. Și da, ne punem să ne îmbrăcăm și plecăm cu Dacia la Deva, deoarece avem niște treabă de rezolvat. După aceea ne întoarcem de seară să ne continuăm treaba acolo sus, deoarece astăzi este deja a doua zi și da, trec zilele foarte repede, dragi prieteni, și noi numai o săptămână suntem acum în țară, așa că trebuie să profităm de timp la maxim. Ok, ne-am relaxat, dar cam atât a fost. Mergem la Deva și după aceea ne continuăm treaba. Mâine a treia zi, o să revin cu noi cadre de aici, de la căsuța de peste vale. Și dragi prieteni, nu mai vorbim prea mult și ne revedem mâine. Să terminăm treaba.